să se privească față în față, să se privească pe el însuși. Și asta se întâmplă atunci când, din punct de vedere numerologic, se produc anumite coincidențe, în special simetriile în oglindă. Ce înseamnă că universul ajunge să se privească față în față? Este un concept destul de abstract, dar cum ne interesează asta pe noi? Noi privim către realitate întotdeauna dintr-o singură perspectivă. Avem toate perspectivele numai când avem perspectiva lui Dumnezeu. Asta e clar. Deci numai Dumnezeu poate să privească o situație, un eveniment, din absolut toate perspectivele. De exemplu, în Bhagavad Gita, manifestarea lui Dumnezeu era prin marele zeu macrocosmic Krishna și la un moment dat Arjuna îi cere lui Krishna să-i arate adevărata lui față, pentru că el a apăruse sub formă umană. Și Krishna i-a spus, nu știu dacă vei rezista să înveți adevărata față. Și el a insistat. Și atunci brusc s-au creat hăuri imense, galaxii care se formau, sori care se creau, se stingeau și ce mai vedea el? Mii și milioane de ochi pretutindeni. Și imediat i-a spus, Krishna, te rog, reia-ți înfățișarea ta normală, că nu rezist la această înfățișare terifiantă a lor. Deci rețineți ochi din toate direcțiile. Deci cumva Dumnezeu nu numai că reușește, dar el poate și are, dinainte chiar de a crea creația, o perspectivă din toate punctele de vedere. Noi întotdeauna avem o perspectivă dintr-o singură direcție. Care? Aceea din care privim noi. Și atunci niciodată nu vom avea perspectiva completă. De exemplu, un om sărac privește bogăția și abundența și prosperitatea doar dintr-o singură perspectivă, din perspectiva săracului, adică ca pe ceva care nu poate fi realizat. Un om bogat și nu orice om bogat, nu un om bogat care a ajuns acolo din întâmplare, un om bogat care și când și-a pierdut averea, a fost capabil în foarte scurt timp să se îmbogățească încă o dată și mai tare. Deci un om care pur și simplu generează abundență și prosperitate, un astfel de om privește bogăția din cealaltă perspectivă. E o chestie care ține de trecut, am realizat-o și o mai pot realiza. Deci aceeași realitate este văzută de cineva ca o imposibilitate și de către altcineva nu numai ca pe o posibilitate, dar ca pe o realitate și o posibilitate. Înțelegeți? Și atunci ziua de mâine este o zi a oglindirii. Adică o zi în care puteți să luați acele aspecte sau situații ale vieții care nu v-au convenit, nu v-au mulțumit, nu v-au împlinit până acum și să vă notați o perspectivă, aceea care o aveți voi și care este neîmplinitoare. Și alături puteți face chiar un tabel pe o foaie de hârtie cu o linie verticală, în stânga situația care considerați voi că se vede dintr-o perspectivă neplăcută sau nemulțumitoare pentru voi și în dreapta aceeași situație văzută în perspectiva cealaltă, complementară. Asta puteți face voi într-o zi în care, datorită simetriei numerologice, universul ajunge chiar să se privească pe el însuși, în oglindă. Și, bineînțeles, că după ce vă notați acele lucruri care vreți să le vedeți într-o perspectivă diferită, chiar căutați nu numai să vi le imaginați, dar și să aveți, dacă vreți, starea de satisfacție și de împlinire ulterioară realizării acelor deziderate, care implică cealaltă perspectivă. Și acum vom face, pentru că oricum suntem aproape de miezul nopții și miezul nopții nu este așa un moment la secundă când bate pendula, ci este o rezonanță a miezului nopții care se simte cam cu o oră înainte și o oră după. Deci, practic, cam prindem această rezonanță, iar miezul nopții este, dacă vreți, și faza aceea de vid interstițial sau de trecere de la o zi la cealaltă. Adică, practic, începem noua zi, perfect simetrică, cu care ne vom mai întâlni peste aproximativ 200 de ani, deci probabil că în viitoarea reîncarnare, pentru majoritatea dintre voi, și în felul acesta putem integra cel mai bine acest eveniment numerologic în evoluția noastră. Deci, gândiți-vă mai ales la cele perspective despre care aveți măcar bănuiala, presupunerea sau intuiția că nu le vedeți complet și, în orice caz, nu din partea frumoasă, benefică și luminoasă pentru voi. Și perspectiva poate să fie oricare. Sănătatea, armonia corporală, prosperitatea, accesul la resursele financiare, ale planului fizic-material,
nu știu, viața amoroasă, trăirile pasionale, afective, mentale, spirituale, partea relațională, evoluția spirituală, relația cu Dumnezeu, orice. Și dacă vreți, așa, bonus, cireașa din vârful tortului, vă sugerez o tehnică care este supremă din punctul acesta de vedere. Deci, răsturnarea, dacă vreți, a situației, ceea ce face ca, nu știu, golul să fie plin și plinul să fie gol. Mulți înțelepți spun că în momentul în care te realizezi și te iluminezi, realitatea apare invers, cu susul în jos. Golul pare plin, plinul pare gol și așa mai departe. Deci totul pare invers, dar ei se referă la ceva. Și dacă vreți să vă explic, și asta este o tehnică pe care o puteți face tot restul vieții voastre, o răsturnare de viziune. Știți care este? Care credeți că este răsturnarea de viziune fundamentală? Nu de la bolnav la sănătos, nu de la sărac la bogat, nu de la urât la frumos, nu de la prost la inteligent. Una radicală, da. Nu ca postură, ca viziune. A, ca viziune. De la separare la unitate. Poftim? De la separare la unitate. Asta este aproape de ceea ce vreau să vă spun eu. Da. O schimbare radicală a perspectivei este de la a considera că noi suntem conștiințe separate, la faptul că în realitate există un singur câmp de conștiință unificat care se manifestă prin noi. Și în șivaismul tantric non-dualist cașmirian se explică asta ca și cum dacă te uiți la suprafața unei ape și apa este agitată, iar deasupra este un soare, tu vei vedea miliarde de sori. Pentru că soarele de pe cer se va oglindi în fiecare val. Cu cât apa este mai agitată, vei vedea mai mulți sori. Soarele este sinele suprem al oceanului de conștiință universal, dacă vreți Dumnezeu Tatăl. Oceanul este mintea noastră, iar valurile sunt gândurile noastre. Cu cât vom avea mai multe valuri, cu atât îl vom percepe pe Dumnezeu mai segmentat, mai fragmentat și mai multe nuanțe. Dacă vreți, valurile pot să fie și prezențele celorlalte, pentru că, din punctul meu de vedere ca observator, fiecare dintre voi este un gând. Mă uit la Emil și vine în minte cuvântul Emil. Ăsta e un gând. Mă uit la Oana și vine în minte cuvântul Oana. Și ăsta este un gând. Și atunci, voi sunteți gânduri pentru mine. Dacă ați fi aici de 10 ori mai mult, eu aș avea de 10 ori mai multe gânduri în capul meu uitându-mă la voi. Ei, ce spune această formă foarte înaltă de șivaism non-dualist? Că dacă apa se liniștește, și știți, asta este spaima marinarilor, a celor care călătoreau cu vechile corăbii cu pânze, deci la un moment dat nu mai bătea vântul deloc, pe la tropice, cred că era asta, sau pe la ecuator. Pur și simplu, apa era oglindă, oglindă și nicio, și puteau să stea acolo zile întregi și supraviețuirea lor depindea de câte merinde aveau în corabie și imediat începeau să le raționalizeze, alții începeau să se roage și așa mai departe. În momentul în care nu mai există vânt, adică nu mai există agitație mentală, conștiința devine ca un lac, ca o oglindă imensă și atunci nu mai vezi miliarde de sori, nu vezi decât un singur soare, care este de fapt realitatea. Adică sinele suprem al oceanului de conștiință universal oglindit într-o minte liniștită. Iar ultimul lucru pe care trebuie să-l mai faci după aceea este să renunți la minte și atunci în loc să mai privești reflexia soarelui, te uiți direct la cer și vezi soarele direct. Și atunci, din punctul acesta de vedere, ce spune Oana, să treci de la a percepe oamenii ca fiind mai mulți, la a percepe o singură conștiință care se reflectă în fiecare val, noi fiind valuri care apar și dispar, asta este într-adevăr o răsturnare de situație. Dar eu vă propun una și mai radicală. Cum vă gândiți voi la Dumnezeu? Dă-mi așa un gând care îți vine direct. Nu știu, undeva sus sau undeva în înalt sau... Cum îl localizezi așa? Cum îl localizează mintea ta? Știm că e o realitate transcendentă, da? Pretutindeni. Ok, tu îl situezi pretutindeni. Da. Tu unde îl situezi? În șamașara sau într-o stare de vid, într-o meditație profundă? În inimă. În inimă, perfect. Tu unde îl vezi pe Dumnezeu? În suflet. Alexandra? Peste tot. Așa. Tu unde îl vezi pe Dumnezeu? Tot în inimă. Tot în inimă. Așa. Bun. Deci noi îl vedem cu toții undeva și chiar căutăm cu imaginația să ne apropiem de realitate. Răsturnarea de situație este așa. Măcar să vă imaginați că priviți realitatea, chiar și pe voi înșivă, din perspectiva lui Dumnezeu.
Deci, pur și simplu, sunteți o conștiință eternă, nemuritoare, omnipotentă, care nu are decât o singură lipsă, și anume faptul că nu are limite, nu cunoaște nicio limită și nu va cunoaște niciodată, este nelimitată, are toate posibilitățile și toate potențialitățile, și ați creat niște ființe care au ajuns în formă umană și tu, ca și creator al lor, le contempli cum ele evoluează lumea. Din când în când, faceți acest exercițiu de imaginație creatoare. Priviți-vă pe voi și pe cei cu care interacționați din perspectiva lui Dumnezeu. La un moment dat o să vă explic când o să facem despre diferitele abordări ale asana, și există abordări ascetice, abordări tantrice, abordări, să zicem, bhakti yogine, deci prin prisma yogei dăruire și așa mai departe. Și veți vedea și acolo că cea mai înaltă abordare a asanului este tot așa, să-ți imaginezi că Dumnezeu se concentrează pe forma corpului tău când tu faci o asană. Și atunci apare o detașare totală de tine și începi să te privești de undeva de deasupra, nu poți să spui de unde, dar oricum de undeva de deasupra ta, și în momentul acela asana devine ideală. Energiile ciclă perfect, chakra se activează bine, pentru că în momentul acela ai perspectiva lui Dumnezeu asupra faptului că tu realizezi o anumită asană. Da? Deci, dacă vreți să practicați inversiunile, sau cum să spun, simetriile, ăsta este exercițiul ultim. Să vă imaginați cum este realitatea din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Nu veți reuși până când nu veți atinge suprema stare de realizare spirituală, dar va produce în mintea voastră niște schimbări fundamentale. Și multe lucruri se vor vedea altfel. De exemplu, faptul că cineva te-a supărat, faptul că lumea ți se pare adversă, senzația că ți se pun obstacole în cale. Toate lucrurile acestea le veți vedea total diferit, opus, dacă vreți, din perspectiva lui Dumnezeu.